Vopsirea unor copaci la Brădet a stârnit vii reacții în rândul celor de la Petroșani și primarul Tiberiu Iacobriții a invitat pe toți la o dezbatere publică. Au fost aduse argumente pro și contra. S-a vorbit despre culori, necesitatea lor, dar și despre lucrurile ce ne lipsesc. Nu avem suficiente bănci, nu am făcut destul pentru comunitate, nu sunt toalete, ori oamenii lasă în urmă mizerie. Acestea au fost punctele de dezbatere și primarul Tiberiu Iacobriții a căutat să le discute cu fiecare în parte. Noi în Petroșani n-am prea văzut aplicate multe din imaginile și orașele plăcute pe care le-ați vizitat. Ținând cont că ne-ați maltratat zona verde în Petroșani, mă refer la zona mea în mod deosebit, în Petroșani Nord, copaci tăiați, de suntem acum plini de betoane și bănci la soare. Sunt și în zona aeroport foarte mulți nemulțumiți, oameni care au zis că ați tăiat copacii de tot. Suntem o zonă care chiar ne dorim să avem copaci, nu? Și acum, dintr-o dată, ne gândim la zona de la Brădet. Oricât ar fi să aranjați drumul, să urce lumea, eventual cu rulotă, să poată și dormi pe acolo. Dar nu, atracție pentru zona aia de când e dărâmată cabana nu prea mai este. În rest, lumea n-are nimic, am văzut eu. Puteți să-i tăiați pe toți, să-i luați acasă. Așteptam să fie aici mai mulți oameni care au combătut pe Facebook, dar nu au curat să vină aici. Eu, unul ca și cetățean al orașului, nu sunt de acord cu această chestiune din două motive. Unu, mi se pare o chestie total nepotrivită. Noi, municipiul, și un municipiu important în România, în tot contextul, să importăm o idee din, de la o comună, în definitiv, toată stima pentru comuna respectivă, toată cinsa pentru artistul respectiv, nu am nimic cu ei. În al doilea lucru, eu nu cred că așa putem colora viața. Eu nu cred că după ce se vor vopsi pe doar copaci, veverițele și păsele de acolo vor fi mai vesele, copiii vor fi mai veseli. Ce facem cu oamenii triști din Valașiu? O să-i vopsim și pe ei? Eu cred că ideea de a reface Brădetul este o idee care trebuie aplaudată din punctul de vedere. Dar haideți să o facem cu forțe locale. S-a vorbit și despre costurile ce implică acest proiect, ca și despre o selecție a ideilor de la artiștii locali. Costurile sunt de maxim 35.000 de lei, a spus primarul, iar alte păreri contradictorii au vizat lipsa utilităților de la Brădet, ca și mizeria. Unul dintre artiștii fotografiei zonei a și punctat acest lucru. Mă bucur să aducem în discuție zona Brădetului, pentru că eu, prin prima ceea ce fac eu, fotografie și ale. Intru foarte des în contact cu acea zonă. Să ne gândim prima oară că dorim să zugrăim niște copaci, ca să nu vedem alte probleme, mi se pare puțin deplasat. N-am nimic împotrivă, poate să fie zugrăviți de ce culoare. Unu, mai multe bănci, puse câteva pancarde pe lacul pas acile, balegă, se modelește. A dus la viață locul respectiv printr-un alt mod. Știți că se fac acum, mai nou, probabil tot la sugestia mea și altora, se fac o linie civilă acolo. Se poate construi o filigurie mai mare, să aducem la viață prin acțiuni și activitate mai intensă zona respectivă. Dar până la una alta, este că într-un an locul de baterii o haznă. Și vă spun pentru că atunci când e căldură, eu simt acolo pentru că urc foarte des, miroase îngrozitor. La fiecare dintre aceste contraargumente, primarul a venit cu explicații și a punctat părțile bune ale proiectului, fără să excludă necesitățile stringente ale acesteia. Băncile nu știu cât de multe ar mai trebui. Am văzut acele frigorii care au bănci. Deci peste tot. Nu vreau să fac. Iluminatul eu cred că e foarte bun. Adică nu văd numai proiectul pe care l-am implementat în fondul european. Acolo ce iluminat în plus ar mai trebui să facem. De la așa mai tare că nu sunt bănci și nu e nu știu ce acolo, în cocișnă, când tu lucrezi cu imagine. Sunt mii de postări și poze de la plătura colorată de la plenari. Deci, cred că poate fi un plus chiar și pentru voi, artiștii vizuali, că mod foarte multă lume să-și dorească să meargă acolo să facă poze. Toate aspectele ce au fost punctate vor fi analizate de Direcția de Specialitate a Primăriei din Petroșani, dar proiectul prin care pădurea de la Brădet va prinde culoare va fi implementat la finele acestei luni. Discuțiile au fost lămuritoare pentru cei care au participat, deși în număr mic, față de reacțiile din mediul online, însă cei care au venit au avut posibilitatea să se lămurească.
Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, care a condus sindicatele, dar în ultima vreme a trecut de partea administrației complexului energetic Hunedoara, a fost joi în fața instanței de la Hunedoara pentru că și-a dat în judecată angajatorul. Nica spune că este o nedreptate faptul că a fost înlăturat din structura de conducere și acuză politicul de implicare în actul managerial. Postul de director a fost desființat după reorganizarea activității, însă acest aspect l-a nemulțumit pe Petre Nica și așa s-a ajuns la acest proces, al cărui prim termen a avut loc la Tribunalul Hunedoara acum o zi. Petre Nica a ajuns director general adjunct la finalul anului trecut, tot printr-o decizie a Consiliului de Administrație. Diferența este că acel Consiliu de Administrație era condus la acel moment de Bogdan Stănescu, iar complexul energetic Hunedoara era în insolvență. Acum, deși are condițiile de pensie de 5 ani, Nica cere anularea deciziei prin care i s-a desființat postul. La termenul din 17 august, instanța a amânat judecarea pentru data de 7 septembrie. Pentru ca părțile să-și exprime punctul de vedere față de admisibilitatea în principiu a cererii de intervenție în nume propriu depusă la dosar. Sunt printre cei mai buni, au ambiție și deja aduc premii europene în Valea Jiului. Vorbim despre cei mai mici șahiști din Vulcan, care, potrivit antrenorului lor, au reușit în această vacanță performanțe de excepție. Au venit cu premii la concursurile europene la care au participat. Diana Petculescu a reușit să obțină medalia de argint la campionatul Uniunii Europene, desfășurat în Austria, iar Dragoș Vișenescu a participat la foarte puternicul festival Open Shah Arad cu participare internațională și la categoria de sub 1600 a obținut un meritoriu loc 3. Cei mai mici sunt foarte încântați de performanțele lor și spun că acesta este abia începutul. Diana crede că șahul, un sport al minții, este cel mai potrivit pentru ea și se mândrește cu rezultatele de acum, pentru că, pe viitor, are planuri foarte mari. Când joci tu șah? De 2 ani jumătate. Și ce ți-a plăcut la sportul ăsta? Că mă ajută să gândesc. Cât e de greu să te lupți cu alții din toată Europa? E greu pentru mine. Cum e bătut? Cu atenție. Ai fost la multe concursuri? Da, destul de multe. Câți ani ai tu acum? 10 ani. Și ce-ți dorești pe viitor să faci? Să ajung mare maestru. Dragoș este fratele cunoscutei șahiste Daria Vișănescu, iar pasiunea aceasta pentru sportul cu piesele în două culori a dobândit-o din familie. Nu se putea altfel, însă micuțul șahist vine și el cu rezultate bune din concursurile de talie europeană. Cum e să vii așa după sora ta care are mari performanțe? Este destul de ok, am mult suport și e ajutător, să spun așa. Joc șah de mai mult timp, de vreo 5 ani, dar pregătire foarte intensă, fac de vreo tot 2 ani. Mă antrenez 2 ore de șah, nu pe zi, 2 zile pe săptămână, miercuri și vinerea. Și avem un program anumit. De unde ți-ai adus seama că îți place șahul? Păi, de la sora mea, în principal. Al doilea motiv este că merg în multe locuri, cunosc mai multe persoane și câștig multe premii. În septembrie, 4 șahiști din Vulcan participă la Constanța la campionatul european de șah, de unde speră să vină chiar cu premii. Mai ales că pregătirea la ultimul concurs a fost un bun antrenament pentru toți. Aș vrea să spun că la acest concurs au mai fost, clubul nostru a mai fost reprezentat de un alt talent, Mihai Berechet, care a obținut un rezultat iară foarte bun, 70 de puncte în plus la CIV și care alături de cei doi pe care am amintit mai devreme și de Oana Șchiopu ne va reprezenta la campionatul european din septembrie de la Mamaia. Această ediție se ține în România și cei de la Vulcan nu puteau să lipsească, așa încât vor fi acolo să-și încerce puterile, fiecare la categoria sa de vârstă. Timp de 3 zile, centrul municipiului Petroșani va găzdui o nouă ediție a festivalului Berii.
Evenimentul este organizat de o firmă privată din municipiul Petroșani cu sprijinul primăriei din localitate. În cadrul acestui eveniment artistic vor avea loc o serie de spectacole, iar localnicii sunt invitați la mici și bere în aer liber. În plus, pe scena de lângă teatru vor urca atât artiști locali cât și cei de renume național. Spectacolele artistice programează pentru vineri, 18 august, de la ora 19:30, o întâlnire cu rapsozei cântecului popular românesc. Vor urca pe scenă Robert Târnăveanu, Ansamblu Bujorii Muntelui, Ionuț Langă, Teodora Filip, Ionel Stoica, Victorița Lăcătușu, în timp ce pentru sâmbătă 19 august, de la aceeași oră, este programat un concert folk cu Cătălin Stepa și alți interpreți locali. Închiderea serii va aparține lui Boier Bibescu și Grasul XXL.